Discuția asta, Mitriță și lui Munteanu în lot sau nu pentru europene. Care e părerea ta? Că nu cred că vor fi, pentru că Edi, pe bună dreptate, trebuie să dea credit celor care au contribuit... Sigur, e logic, care au obținut calificarea. Dar atunci, mai are trei locuri, că în loc de 23 locuri, sunt dar, 26. Dar noi vorbim aici de pozițiile de număr 9 și de atacant lateral stânga. Și noi avem așa deocamdată, Pușcaș cu gol decisiv la calificare, Ali Bek cu gol cu Elveția care a însemnat locul întâi, Mihailă cu golul în Elveția, Coman care nu prea poate, e cel mai bun jucător din campionatul intern, colghederul campionatului, nu prea cred că poate lipsi, a avut și el aport la și a marcat în preliminarii. Aici vorbim aceeași limbă. Da. Coman a fost, după părerea mea, cel mai bun om din campionat. Nu încape discuția. Da. Sigur și... va fi în lot, nu știu dacă va fi și în echipă. Nu știu dacă va fi titular, dar acolo joci la 3 zile. Plus Drăguș, ai 5 pe două poziții și lotul e de 26. Nu știu unde ar mai putea să fie făcut loc și pentru unii care n-au fost deloc în preliminari. Nu știu. Cum se cheamă? Luis Munteanu chiar n-a fost. Ăsta a mai fost cât de cât Mitriță, nu în preliminariile astea. Știu, dar are selecții. Da. Spune-mi, dacă ar fi după tine, zicem că mâine te punem în locul lui Iordănescu. Da. Nici nu e greu asta. Dar, și așa nu vrea să prelungească. Da. Așa încât... dar n-am licență. Da. I-ai luat sau nu? E, discuția e amplă, pentru că nu știu unde vrea el să ia trei jucători în plus. Pentru că vor fi trei jucători în plus. Vor fi posturile dublate și trei jucători în plus. Da. Și deja noi vorbim de un jucător în plus. Deci asta ar însemna să iei trei jucători în plus atacanți și restul să le ai doar dublate în condițiile în care... Iartă-mă. Probleme cu fundașul stânga, probleme. Care-i dublura la banc? Da. Care-i dublura? Că trebuie să iei jucători care nu prea joacă fundaș stânga. Nici pe dreapta nu stăm foarte bine. Nici pe dreapta nu stăm bine. La fundaș central iar e o problemă. Și în mod normal, poate ai avea nevoie la... Cum te gândești că merge acolo? Nu merge acolo să-i atași pe toți, că nu o să iei înnebunești pe Ucraina sau pe Belgia. Așa. E foarte complicat. Mi-e teamă că nu o să înnebunești nici pe Slovacia. Pe Slovacia. Acolo o să dai umăr la umăr, cap la cap, 50-50. Eu îl înțeleg pe Edi, adică trebuie să gândească cumva și defensiv, mai mult defensiv decât ofensiv. Pentru că mă uitam acum, chiar în timpul meciului decisiv pentru câștigarea campionatului în Premier League, dintre City și Tottenham. City, și mă uitam, băi, De Bruyne titular, a intrat Doku care făcea diferența. Și mă gândeam, Trossard, Lukaku, păi, dar unde-i mai... La Ucraina te sperii și mai tare, înțeleg. Da și nu, pentru că Ucraina i-am văzut în ultimele două meciuri din preliminari, în baraj. Au fost subțiri. Dar, na... Să zici că ăla e meciul nostru, faci un X cu Belgia. Nu prea ai ce să faci, de la mijloc în sus sunt teribili. Măcar, hai să zic că pierdem cu Belgia, să-i batem pe în al doi, facem 6 puncte, suntem boieri. Și cu 4 suntem boieri. Și cu 4 mergem mai departe.